marcau cititorii noștri, prețurile la apartamentele, metru pătrat al apartamentelor noi nu a scăzut atât cât probabil erau așteptările. Cererea. Da? Sunt încă și cererea provine din faptul că multe din aceste, mă rog, menținerea cererii undeva aberant, am spune, sus, provine din faptul că multe din aceste complexe complexe rezidențiale sunt finanțate cu credit bancar. Recunoașterea unor prețuri sub un anume nivel ar conduce automat la evidențierea faptului că acele proprietăți nu sunt capabile să-și plătească creditul și ar forța luarea unei decizii cu privirea preluării eventual sau vânzării sau punerii în faliment sau știu ce de către bancă a proprietății. Și atunci toată lumea este într-o formă de negare. Nu numai dezvoltatorii, unde și băncile. Și stau așa uitându-se la proprietățile astea fără să se ia o decizie într-o direcție sau alta. Foarte multe, mă rog, foarte multe în ultimul an și la începutul anului acestuia am văzut o statistică, 12 astfel de proiecte rezidențiale au intrat în insolvență. Înseamnă că una dintre părți, de regulă banca, a ieșit din negare. Da, aici vreau să lung, adică până la urmă... Și vom vedea în perioada următoare... Care va fi influența acestor acțiuni? Vom vedea în ce măsură locația a fost atât de proastă încât n-ai preț la care să le vinzi. Pentru că sub un preț nu le vinzi, da? Vom vedea de toate. Vom vedea că unele prețuri vor scădea și apartamente se vor vinde. Vom asista la închirieri și vom asista la apartamente rămase goale, pentru că sunt așa de prost localizate, că nu o să le cumpere nimeni. Am văzut, mi-a trimis un prieten acum câteva luni o poză făcută în epoca în care China aștepta să preia Taiwanul cu locuințe pe coasta dinspre Taiwan a Chinei, care erau prezentate ca și ghost towns, da? Locuințe, deci într-o țară cum e cât China de mare, cât China de mare, care rămâneau nepopulate dacă pui prost pentru un scop care nu se îndeplinește niște locuințe, ele vor rămâne goale. Și o să vedem și așa ceva. Și atunci banca o să rămână cu ele și o să vadă ce o să facă. Se transformă în locuințe sociale, le dai altă utilitate, faci cămine de bătrâni. Vom vedea. De ce banca a trăit în negare? Dezvoltatorul trăiește, dar banca până la urmă a dat banii. Păi tocmai de aia a făcut, n-a dat în niciun caz banii crezând că face o greșeală. Că tot omul și în bancă e un om care gândește, recunoașterea unei greșeli este un proces dificil. Citeam că în 2011 au fost construite încă 8.000 de apartamente în București, anunțau dezvoltatorii și în condițiile în care... Nu știu dacă este bine spus construite încă. Au fost finalizate dintre apartamentele începute fără număr, da? În 2011, 8.000. Adică au fost pe o piață care deja... Păi ce puteai să faci cu ele dacă te-ai apucat de ele să le faci? Uitați-vă, nu știu dacă ați trecut cu un ochi așa să vedeți ce se întâmplă în ele pe lângă proiectele acestei imobiliare noi. Dacă te uiți cu mare atenție, majoritatea sunt închise perimetral și sunt necompartimentate și nelucrate interior. Sigur le-ai închis, pentru că altfel se deteriorează. Deci este un exercițiu minim de conservare a ceea ce ai apucat să bagi bani înăuntru să nu se deterioreze, da? În așteptare. Pentru unele dintre ele, deci știu proiecte imobiliare în care în acest stadiu s-au declarat închise clădiri, închise lucrări de construcție și s-au înscris ca și clădiri finalizate, fiind lăsate să fie terminate în regie proprie de către cumpărători. Deci s-au închis apartamente perimetral. Sunt spații în acestea. Da, și unii își pun, să zicem, echipamente sanitare mai scumpe, alții mai ieftine, unii își fac central, mă rog, toți își fac centrală sau unele sunt posibilități alternative. Unii își pun un anume nivel de finisaj, alții alt nivel de finisaj, încet, făcând efortul investițional mai lent și sau
Și s-ar putea ca aceste apartamente să intre în cele 8.000 ale noastre. Nou regulament al BNR, noul, deja au trecut câteva luni de atunci, îngreunează puțin lucrurile de pe piața imobiliară. La ce vă referiți? La care între regulamentele din ultimele luni? O înăsprire a condițiilor de creditare, cel din noiembrie. Adică cred că în momentul în care sincer, oricum nu se mișca sincer, mult, față de problemele cu care s-au confruntat după entuziasmul finanțărilor din până în 2008, pe zona finanțărilor de toate tipurile, în momentul de față, băncile sunt mai prudente decât regulamentul Băncii Naționale. Da? Deci, nu e așa o mare problemă în momentul de față de a pune în aplicare regulamentul, cât este o problemă de precauție a băncilor în a reintra în exerciții de finanțare. Toată această precauție se datorează și situației din zona euro și din sigur, ce s-a întâmplat, adică sigur, ce există, se întâmplă acum în... Există, băncile judecă așezarea pe termen mediu din toate punctele de vedere ale propriilor afaceri. Și atunci atragerea de active, cum sunt creditele pe termen lung, care în momentul de față au costuri de finanțare mari, orice înseamnă, pentru că spate în spate cu un credit, banca are și ea o finanțare de aceeași durată. Ea se finanțează scump, piața, pe de altă parte, tinde să spună nu vrem finanțări scumpe, că nu le permitem. Și atunci există niște astfel de analize care determină băncile să prefere active pe termene mai scurte și să banii pe care au la dispoziție să îi îndrepte către investiții în active care să le dea o remunerare cât mai bună a efortului lor de atragere de capital. Și atunci asta dă o imagine. Pe de altă parte, toată atmosfera din zona europeană cu privire la riscurile de recesiune din diversele care par să planeze, care planează deja sau par să planeze în diverse geografii, creează o anumită tensiune între geografia băncii mamă și ce se întâmplă în subsidiarele ei. Ați văzut că sunt și discuții la nivel de între Banca Centrală și conducerile băncilor privire la repatrierea capitalului și chestiuni de acest gen, care își au impactul lor. Noi, ca și zonă de investiție, am fost, cum spune englezul, o zonă de spillover, deci o zonă în care s-a investit în măsura în care, pentru alte zone mai atractive, se ajunse la un anumit nivel de saturare a investiției. Nu putem spune că am atras cu precădere și lumea s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, noi ne investim în primul rând în România. Din păcate n-a fost cazul. Și atunci către noi vine puțin capital, băncile își dau seama că dacă nu este capital și se face investiție, nu o să facem banii lor. Sunt mult mai puțin tentate decât au fost... Bine, teoretic nu au fost niciodată tentate, dar acum sunt mult mai conștiente de acest lucru și le evită. Și de aici probleme. La ce să ne așteptăm pentru perioada? Ce condiții ar trebui să se creeze pentru a ne aștepta la un dezgheț? Vorbeam la începutul discuției noastre pe zona imobiliară. Să crească în primul rând consumul. Deci, până când viața curentă nu se dezgheață, tot ce înseamnă investiție se va dezgheța și mai greu. Să crească consumul, să crească investiția statului în infrastructura de care avem nevoie și care să crească veniturile populației prin implicare în respectivele activități de dezvoltare și pe care de consecință consumul. Și să vină primăvara, pentru că să se simtă la nivel european o îmbunătățire a situației. N-o să fie o evoluție ușoară, a fost o criză gravă, motiv pentru care n-o să uităm ușor.
Și după părerea mea a fost, realitatea este mai degrabă ce trăim acum decât ce am trăit acum 4 ani. Deci a fost, am trăit o himnoză colectivă cu privire la posibilitatea de dezvoltare nemăsurată, care nu a fost reflectată în niciun fel de realitatea economică a timpului respectiv. A curățat criza toți acei speculanți despre care se vorbea, toți, se vorbea în mare măsură, toată lumea vorbea la, în 2008, când am avut noi acea discuție, toată lumea vedea imobiliarele ca pe o posibilitate de a face bani rapid și imobiliarele nu sunt ca o regulă o posibilitate de a face bani rapid decât în boom de criză și în boom economic. Boom economic se întâmplă destul de rar, la 10-15 ani odată, și atunci oamenii uită în mod paradoxal și repetă greșeala. Da, acum ei nu mai există, nimeni nu mai vede o îmbogățire imediată din imobiliare. Ar putea, în schimb, să se transforme speculatorii în proprietari de clădiri închiriate, pentru că nu vor avea de ales. Dacă nu pot să vândă și dacă ce obțin la vânzare este mai puțin decât ce ar obține în termen mediu dacă ar reuși să le închirieze și să le vândă către un investitor mai puțin speculativ decât ei, dar pentru care un șir de venituri mai mici, dar constante, așa cum le primești într-o chirie, pot să fie o soluție mai bună, s-ar putea tocmai pe ei să-i vedem stabilizând piața. Deci tendința viitoare, a unui viitor apropiat, va fi o dezvoltare a acestei piețe a chirilor care... Eu așa zic, noi suntem absolut paradoxali. Avem între cele mai mici venituri din Europa și cel mai mare procent de locuințe în proprietatea personală a populației. Ok, atâta vreme cât cei care locuiesc în ele și le folosesc sau le lasă moștenire, stau în ele, sunt bine mersi și nu se întâmplă dezvoltare imobiliară, în momentul în care te dezvolți, dar cei care ai nevoie de locuințe noi, dar cei care au nevoie de ele nu-și permis să și le cumpere, nu ai altă soluție. Cât de mare va fi creșterea stocului de locuințe, ar trebui făcută o analiză serioasă, ea nu s-a făcut.